An nou, scumpiri noi pe bandă rulantă. Este semnalul de alarmă tras de specialiști. După valul de creșteri de prețuri care ne-a lovit la buzunare, 2022 va veni cu noi măriri consistente. Carnea este printre alimentele care se vor scumpi masiv. Am putea plăti și cu 60% mai mult pentru un kilogram de carne de pui. Mai este doar o lună până când vom intra în noul an, iar mica mărire a salariului minim net de doar 138 de lei nu va acoperi nici pe departe valul de scumpiri care ne așteaptă în 2022. Sigur, carnea de pasăre va crește la, pe kilogram cu un 10-15% în primă fază. Probabil că ulterior vom avea o creștere de prețuri și la carnea de porc. Din aceleași considerente, mai mult decât atât, România importă cam 80% din necesarul de pe piață, atât pentru consum în stare normală, deci carne, cât și pentru preparate, pentru că efectivele noastre și fermele noastre din cauza pestei porcine africane și, eu spun, absenței măsurilor luate la timp au cam fost distruse. Numărul s-a redus considerabil. Sunt ferme care abia rezistă. Sigur, în absența unor măsuri pe care sperăm ca acest guvern să le ia într-un dialog permanent cu industria alimentară și cu fermierii din agricultură, va conduce, dacă nu vor fi luate măsuri, totul se va termina cu închiderea multor societăți comerciale, mai ales cele de talie mică și mijlocie, cu creșterea procentului de... Producătorii se vor strădui să păstreze prețurile actuale în perioada sărbătorilor, însă, pe termen lung, nu vor putea susține scumpirile. O parte dintre alimente s-au scumpit deja și vorbim aici de pâine, 15-20%, ulei, 20%, sau lactatele, cu 4-5%. După sărbători, urmează altă rundă de scumpiri. Kilogramul de carne de porc va costa mai mult cu 10%, carnea de pui cu 60%. Continuă și scumpirile în panificație. Acesta este un sector greu încercat, deoarece, pe lângă creșterile de preț din energie, se confruntă cu prețuri duble ale materiilor prime. Grâul era cumpărat anul trecut cu 850 de lei tona, iar acum costă de două ori mai mult, peste 1400 de lei tona. Atâta timp cât utilitățile cresc, în ianuarie crește salariul minim, este absolut normal, totul ducându-se în coșul de care reprezintă costurile, care reprezintă formarea de preț, prețurile pot crește fără descăzut, nu scadă, să vă spun precis. Experții explică aceste creșteri de prețuri prin scumpirile din domeniul energetic, dar și ale combustibililor și a materiei prime.